Le-am dat mesaj celor de la Hai Bai Kido și mi-au zis că urmează să deschidă o nouă locație și anume Hype Coloseum. Au fost foarte drăguți și m-au lăsat pe mine să fiu prima persoană care explorează și se distrează, se joacă pe acolo. Doar că ei nu știu o singură chestie. Eu nu am venit singur, am mai venit și cu prietenii mei. Bine, e doar unul aici, dar cel. În fine, așa. Locația încă nu s-a deschis, deci e plin de securitate, de camere și de toate lucrurile. Am vorbit acum cu managera și mi-a zis că ea nu mai poate să vină din păcate că e plecat în altă localitate, dar pot să mă duc singur. Să văd care-i treaba acolo. Prima și prima dată o să intru eu alături de cineva să-mi arate care-s treburile, că-i detaliu locația. Băieții o să stea în spate, ei nu o să intri cu mine. Îmi pare rău, Mihnea, îmi pare rău, Serena, știu că o să vă uitați la videoclipul ăsta. Doar că mi-am adus și niște ninja. Deja sunt pregătit, băieții. Cu ninja, cu ce ninja? Ninja, cu ninja, cu și o să mă duc să deschid ușa din spate, o să o las întredeschise, iar eu să intre. După urmează să ne ascundem, așteptăm să plece securitatea și rămânem acolo peste noapte. Sau până ne prinde. Una din două. Nu ne prinde. Nu ne prinde, nu? Nu o să ne prinde niciodată. Nu, bă, doar poliția te vede așa. Când vă zic să intrați. Intrăm! Intrați, dar nu stați și vă, nu urlați, nu vă... Nu, uite așa, uite așa, uite așa, până mâncă la picat și am intrat. Mergem acum la Hype Coloseum. Pazași mei chirei că vremea e numai perfectă, de stat într-un loc de distracție. Ori să stai în casă să te joci, ori să te duci la Hai Bai Kido să te joci. Una din două. Și noi am ales a doua. Uuuu, ce e aici? N-aveți voie să intrați, n-am stat să vă uitați. Știu că n-avem voie să ne uităm. N-avem voie să intrăm, da? Să vedeți dumneavoastră, domn paznic. Eu intru și intrăși ăștia. Bă, ăștia chiar n-au voie. Tu las cât mai voie. O să vedeți voi la că mai bine imediat. Doar că trebuie să facem planul de atac acolo. O să vă spun pe unul dintre voi. Nu, dai semnalul, poate facem la coco. Da, și mă întreabă paznic, dar ce băieți? Ah, nu, un tic, pardon. Două chestii faine, bă, dintr-un foc. Și intrare prin fracții și chestii din astea șmechere, bă. Voi nu faceți așa ceva, nu faceți ce facem noi. Eu am vorbit cu cei de la Hai Bai Kido. Treaba mergea conform planului. Cât timp eu i-am distras pe paznici, băieții s-au asigurat că au cale liberă, au intrat, s-au ascuns și au așteptat să-i sun să iasă. Le-am zis băieților că eu distrag atenția paznicilor de aici, iar ei intră și când ei sun, abia atunci iese. Sper să nu-i mănânci undeva, să iasă din prima. Atâta sper. Dacă vă plac vlogurile de genul, uitați să vă abonați, să ne facem și noi 300.000 de abonați. Locul încă nu-i terminat, dar cred că săptămâna viitoare se deschide și o să fie totul gata. Și vă recomand și vă să veniți, indiferent de vârsta pe care o aveți, chit că aveți 8 sau 18 sau 25 sau mai mulți ani, vă distrați foarte șmecher. O să vedeți pe parcursul videoclipului, eu abia aștept, abia aștept. Am intrat acum pe Find My iPhone să văd dacă o intrați și cu mine, dacă sunt în locul ăsta, dacă sunt lângă mine, sau dacă încă sunt afară. Nu știu dacă se vede, dar vedeți că e chisia asta albastră și cred că arată că îs. Încolo mi-a pare că înseamnă că o intrat acum, o să-i sun să văd pe mi s-o ascult, că nu-i văd absolut deloc. Stai aici, tu, stai aici, tu. Sau mai din partea să-și cumpăr. Băi, tu vine, vine. Deci facem un fel următor. Eu mă duc între pe ăștia dacă e deschis în partea cealaltă, la locul ăla de geacă. Vedeți unde-i soarele ăsta? Da. Vă băgați acolo. Dar voi descrisați. Ne găsim. Lași o să te dici. Vine primul de tot. Ia. Uitați-vă. Ușor, bă, tași din cuică, bă. Tu dai seama dacă ne prind ăștia acum, când ne schimbești? Trebuie să mă gândim la poliție cu Josefina, de fiecare! Nu pinge! Bă, Mina, dar nu e invers! Nu pe aici trebuie să vii! Bă, m-am blocat! Bine, bă, intrați și băieții, acum pot să vorbesc cu leacă mai tare. Paznicul din mod s-a dus, m-a văzut aici, n-are nicio treabă cu mine, ne-a văzut pe ceilalți că a intrat și m-a scos. Nu vei fi, nu l-am mai dat de atâta timp? Mă simt efectiv ca și cum aș avea 9 ani și mult prea multă energie. Acum am 18 ani și am tot foarte multă energie. Sună Denis. Sună Denis. Suntem sus de tot. Mă vedeți? Nu. Uite-te după semnul meu. Auzi? Știa. Ia, stai, stai, stai. Uite, unde? Unde sunteți, bă? Denis, sus. Uite. Ia, uite ce faci! Bă, ce faci? Cât sunteți, bă, bă? Ia, uite ce faci, ai trecut și mai puțin! A zis că nu-l mai vedeți, da? Au plecat. În partea mea, a venit acolo, nu e nimeni. Deci, nu, e locul nostru. Au plecat toți. Deci, ce înseamnă asta, nu? Avem... Ultimul care ajunge, mă, să... Tu ești la mine? Bă! Du-te și... Bam! Mamă! Bam! Bam! Bam!
Dă-i tu, Dani, că eu numai. Uite, bă, Dani, ăsta se uită la mine iarăși. Păsă. Tu-ți mori. Uite, bă, iar, bă. Uite, bă, iubite. Nu te cred. A, ce culei. Unde-i acolo? Și acum cum ar fi să dau palma așa în față? Gândiți-vă că eu sportiv de performanță și uitați-vă la cât am transpirat. Eu n-am crezut vreodată că îl văd pe David care nu a făcut sport în viața lui. Uitați-vă la ce transpirat. L-au pus la sport, bă! Deci prin joacă l-au pus la sport. Facem concurs Denis. Ia filmează-l la tău. Hai, facem pariu. Da. Hai. Unde dau sar? Urcă-te, nu, urcă-te pe. Da. Deci n-a crezut că un loc de joacă nu poate loc la atâta. David! Bă, ce faină e asta? Când veniți, îl încercați și voi? Când o să se deschidă. Zirele, bă? Nu. Deci că te băteai acum pentru 200 de mii de euro, ce făceai? Bă, nu te bune! Nu, faci Denis. Deci eu am o problemă la ora acum, mi-am dat pisica plac la antrenament. Dar ce faci și cu unul, bă, hai. Ia, hai să te văd, ia, hai că filmez, hai. Mamă, bă, bă, ești nebun. Bă, Denis, ești prea nebun, bă, ușor, ușor. Cu deget, cu deget, 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 nu te cred, nu te cred. Wow, wow, bă, iau-te la asta, bă, fără mâini. Bă, plutește, bă. Level up, v-ați prins? Level up. Level up. Mamă, verde, ce-i aici? What the fuck? Mamă, ce fain e! Bă, aici nu se filmează ninja, ori e eroare. Fraților, ne vedem pe cealaltă parte. Bă, ce-a lunică? Ai ajuns, Denis? Bun, și acum? Trecem la cea mai caterincă chestie. Trampolinele vere. Dacă dau coș, da subscribe. Ok. Da? Dacă dau coș de aici, vă abonați, ne facem 300.000 de abonați, da? Joacă pe asta. Bă, dar ce faceți, bă, că vreau să-ți descoper? În cap, în cap. Dacă s-ar primea? Da. Ia, bă, să încerc și eu, că nu cred. N-am anticipat asta. Hai să fie, aveți grijă. Hai să vă. Ia. Bă, nu vine bun, bă. Bă, ce faci? Bă, 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 bă. Halmina. Mama, hop. Bă, ți-ră picioarele, bă. Voi vă dați seama că noi ne distrăm aici și mai sunt oameni mult care din păcate nu se pot distra? Dar când se pot distra? Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare puteți vă distra și voi aici la Hai Bye Kido. Arată și mie de 5 lei bags bani ăla. Bags bani de 5 lei. Da. Bă. Nu plătești nimic, da? Doar îți face puțin piciorul așa. Uite asta se strică, bă, lanța de cu. Bă, ce transpirat ești. Ești flașcă, bă, și eu-s flașcă exact la fel. Așa arată fericirea. Bă, să-i știi că așa arată fericirea. Bă, nu! Hai! La Sexy Adventure Time avem lupta cu coșilor, uitați aici o leacă. Dani se bate cu David, iar eu să mă bat cu Mihnea. Și după câștigători se bat cu câștigători și pierzători cu pierzători. Să văd cu cine mă văd în final. Băieți, vreau luptă cinstită. Să dovediți care e mai cu coș între voi, da? Stai! Bun, David intră cu o viitoră foarte periculoasă, o petar de din dreapta și David cade, oh! Și Dani câștigă, ce luptă ușoară! 2, 1 și... Da, indisputabil. The King is... Wait, este un match câștigător versus câștigător. Te avem aici în premieră pe Denis Ștefan și pe Doru Daniel Cătălin. 3, 2, 1 și... Tum, tum, tum. Ia să vedem. Denis vrea să încerci ceva. Denis și Doru, 3, 2, 1 și... Denis a furat puțin din start, dar un match foarte rapid victorios. Este 1 versus 1. Următorul meci va fi câștigătorul câștigătorilor. 3, 2, 1 și... se lasă cu pum! Un sfârșit foarte dureros pentru amândoi.
Și câștigătorul este eu. Davi, Mihnea, pentru 100 de lei, care trebuie să traversează asta? Eu. Vezi ce faci, hai. Nu, de ce să fie? Uuuu! Bă, trec pe glezna! Asta nici doi pași pe față. Gata! Hai, un pas? Stai. Bă, David, ai făcut un pas, David! Un pas? Mihnea, pentru asta dau 50 lei pentru că ai ghici câți pași face, da. David. Bravo, 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 bravo! Aaaa! Cade pe mine! Nu cade! Hai! Ce-a văzut ăsta mică, bă? Atâta mai aveai Mihnea până la 100 de lei! Atâta, dau un fără! Hello! Oh! Tu plângi! 100 de lei! 200! Dublezi! I-ai pierdut! Lovitură sub centură! Te-ai prins? Nu! Mădălin, vreau să execuți o seritură de 10 stele, Mădălin! Hop! Hop, o serie peste primul sac! Hop! Mamă, bravo! Loser, sincer! Eu cu David o să-l jurizăm care de cea mai șmecheră schemă direct în piscină acolo și care câștigă, intră primul în jacuzzi. David, vreau să avem o jurizare pe cât de corectă posibilă, da? Nu vreau să fii subiectiv, vreau să fii obiectiv, da? Mihnea 2. Okay, deci Mihnea vine de pe asta mov, pe asta portocalie 8 și sare... Oh! Eu îi dau vreo 2 jumate. Tu? 1 okay, jumate. Okay. Acolo pleci tu? Aici am plecat. Aplauze, vă rog! Oh! Ok, ok, crazy! Da, bă! 11 din 10, vere! Hai, Mădălin, bă, dacă poți să-l bați pe denuți. Hai, op, și Cosmin vine, op, ok, tot de pe aceeași rută. Pentru durere, eu îi dau 100 din 10, David. Nu este număr pentru durere, s-a făcut covrig. Nu mai avem gram de energie, uitați-vă la cât și udăs. Uitați-vă și pe asta că e rupt în gură. Deci mi se pare ireal de fain. Bă, fraților, ceasul e 3:20 dimineața. I-am auzit pe paznici. Mihnea cu David n-am habar pe unde sunt. Am ascuns pe aici pe la topogane. Ăștia nu știu pe unde. Sper că nu i-au prins atac. Intrăm în belele. Nu știu cât mai rezistăm, pentru că până la urma urmei, odată dată o să ne prindă pe la trampoline pe acolo. Sărim noi cât sărim, dar tot ne prinde. Și acum nu regret nimic. Sincer, nici eu, chiar nu regret nimic. Ia să-i sun pe șoare, i-au prins. Haș, bă, unde sunteți, bă, v-au prins? La trampolină! V-am zis că sunt la trampolină. Unde v-ați ascuns? La trampolină, la aia mov, la pete. Unde? La aia mov, de pe care sari. Bă, mergem de acum. Trebuie să plecăm, băi. Bă, să ne plecăm propriu, bă. Noi plecăm. Și ce vreți să vă fac, bă? N-ați vrut să mergem. Facem asta, facem zgomot aici și pleacă. Hai că pleacă. O singură ieșire avem și e fix cu o ieșire de aici, din mall nu știu câte avem. Bă, David, hai, fiate, ne întâlnim. La soare, ne întâlnim la soare, David. Bine, dar hai că trebuie să vedem ce facem cu paznicul. Bă, Ia, faci tu acte că legit, poate pleacă spre. Da, bă! Hai, ne vedem acolo, pa! Filmez acum de pe telefonul de nuți pentru că mie mi s-a închis după ce am făcut outro-ul. Ei au plecat înaintea mea și m-am văzut acum cu ei și luăm un bol către cazare. Chiar sper că v-a plăcut videoclipul. Încă o dată ne mulțumesc din suflet celor de la Hi Bye Kido și noi ne vedem data viitoare. Urmărești și mingea albastră, da? Mingea albastră. Bă, da. Unde? Stânga. Aia e dreapta. Aia e stânga. Nici ai încearcă, da? Asta ca idee. Magicianul Denis Ștefan.